Noi rovim deci pe cei ce ai stăpânire nimiruit, izvoiește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate cesc mângâitorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, misterul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi din toată închinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Vărgmoase, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Vărgmoase, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Vărgmoase, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului, Sfântul Duh, și acum și purea și veci veci. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâni iarăși pentru legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințe noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului, Sfântul Duh, și acum și purea și veci veci. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințați-se numele Tău. Vine împărăția Ta, fac-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, toți zilele din nou astăzi, iată nouă greșale noastre, cum noi te-am greșit-o noștri, și nu ne duci pe noi în ispită și ne izbăvește, deci, viclea. Tata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne miluiește, 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 Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purea și veci veci. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Iisus Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Auză-mi de toate merite cele mea. Din buze fără de vicănie, de la fața ta judecată mea să iasă ochii să vadă cele drepte. Cercetată inima mea noapte, cercetată cu foc mă lămurit, dar nu s-a aflat într-o mine dreptate, ca să nu grăiască gura mea lucruri lumenești. Pentru cuvintele buzelor tale am păzit tăiască, îndreptează picioarele mele în cărările tale, ca să nu se cate nepașii mei, am strigat cu Dumnezeu Dumnezeule. Pleacă urechea ta către mine și auzi cuvintele mele minunate, familiile tale, cel ce mântuiești pe cei ce nădăjduiesc în tine. De cei ce stau în bătrâie, lecții tale, cozește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, cu copilul mântuitor tale, cu copilul de față necredincioșilor, care mă lui, care mă încăjesc pe mine. Vrăjmașii mei, sfântul meu, l-o cuprins cu vesul meu, inima lor și-a împuiat. Gura lor, răgăi, mândrie, zgâinilor, cum am gujural, ochilor și-a înțepit, ca să-mi plece la pământ. Apăcatul meu, ca un liu gata, de poate, ca un pudire, și locuiește în scândieșuri. Scoală-te, Doamne, prin binecuie și împiedicării. Izvoiește sufletul meu, de ce mi-e trincios cu sabia ta, Doamne, despartă-mă de oameni aceste lumi, ce și-o parte în viață pe sau împrot cu nicele lor de vântuțele tale, săturată sofiilor, și-a lăsat rămășițele puncilor, iar eu împiedicat mă urăta feții tale, săturam-o voi când se arăta slava ta. Vede tine, Doamne, ridicat sufletul meu, Dumnezeu meu, spre tine am nădăjduit, să nu-mi fi rușinat în viață, din sărele de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce te așteaptă pe tine nu se rușina, să se rușină cu toți cei ce fac pe legi în deșert. Căile tale, Doamne, ratu-mi și cărările tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu. Și pe tine te-am așteptat toată ziua, adu-ți aminte de îndurările tale și de milele tale, Doamne, că din veac sunt. Păcatele tinerițelor mele și al nișinții mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept este Rămân pentru aceasta, legiu apune. Celor ce greșesc în care îndreptau-o pe cei bânzi ajudecate, învățau-o pe cei bânzi căile sale, toate căile Domnului sunt mila și adevăr, pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui, pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu. Că mult este cine este omul cel ce se teme de Domnul, legiu apune-o în calea pe care a ales-o,
Solitului într-o bunătăță a sălășuit și seminței rugămoștenii pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dânsul așezământul lui, el va arăta lor. Ochii mei sunt proresc pe Domnul, că el va scoate din ați picioarele mele, caută, spune și nu miluiește. Că părăsit și sac sunt eu necazurile inimile sau mulțirii nevoile mele scoate-mă. Vei smerenie mea și ostenia la mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe răzmașii mei că s-au mulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sălitul meu și mi-ngloiește ca să mă rușinesc că mă dăjuit în tine, ce fără răutate și ce lei sare pe mine. Că te-am așteptat, Doamne, izvăiește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Iubiește-mă, Dumnezeule, după mare mea ta, să mă țin în durerea tale, știi de păzlegea mea. Mai vârtos mă spală de păzlegea mea și păcatul meu mă curățește. Păzlegea mea cunosc păcatul meu în rând de curărea. Fiu un îngreșit și rău mintea ta am făcut, așa am făcut drepte și cum în iubitare, viitor și în iubita tu. Iată-mi păzlegea mă dănuși și în păcatul mă născut, Maică mea, că iată adevărul zi. Cel ne-arătat și răspunță, cum ta ne-arătat mie. Sfântul meu Hristos, ne părăsesc frama de tot de când zăpadă mea zi. Auzul meu le da bucurie de să-i bucurați o așa cel smerite. Întoarce-ți fața ta de cât păcat mele și faci păzlegi mele pierdere. Inima curată, zeci și împlinit Dumnezeului și drept noi în cele neumătoare mele. Nu mă lepădați la fața ta și Duhul tău ce sunt numai la mine. De mie bucurie mândurii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățați cei păzlegi pe ele tale și în zice la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare, de sânge, Dumnezeu, Dumnezeu, mântuirii mele, bucurată lumea mea de iertatea ta, Doamne, și Dumnezeu deschide-și gura mea lor și lauda ta, că de fiu vei jertul să fiu dat, ardei tot noi din urâi, jertul Dumnezeu, nu cum ei din urtăsnuită, Dumnezeu, în lau de știut. Că bine, Doamne, cu vrea ta Sionul, să-ți dea sub Iubiului Salimului, atunci în binele jertul este să fie nouă și ardei tot, Aleluia, 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 slavă-ți Dumnezeu, aleluia, 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 slavă-ți Dumnezeu nostru, slavă-ți, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, într-o naștere feciorie ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare. Mutatul te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale, izbăvește moarte sufletele noastre. Și acum și purăși în veci veci oramin, născătoare de Dumnezeu, tu jița cea adevărată, care o lăsit rodul vieții, ție ne rugăm, roagă-te, stăpână, cu Sfinții Apostoli, să-ți miluiască sufletele noastre. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Dumnezeu în toate zilele, se facă prin cioasele celele noastre, Dumnezeu mântuirii noastre, Dumnezeu nostru, Dumnezeu mântuirii. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Frate Marte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Frate Marte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte Frate Marte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Triime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânească predilegile noastre, Sfinte, ceea ce te aduci, vin pe neputințele noastre, pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, să preiești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cei toate zile, dă-i nouă astăzi, și ne iartă-mă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izvăiește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe născătoare de Dumnezeu, cea pe rugăciunea dormită și în folosință nădejde neschimbată, mormându-l și moartea nu ținut-o, căci ca pe Maica vieță, viața mutat-o, cel ce s-a slășuit în punecele ei, cel pururea fecioresc. Doamne-luiește, 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 Doamne-lu
Doamne miluiește, Doamne miluiește, îndreptează viața noastră, poruncile tale, sufletele noastre, sfințești, trupurile curățești, nu se îndreptează, plângurile curățește. Ne izbăvești noi de tot necalul călărâri și îndurări. Încontroare de noi cu Sfântul Tăi, Iubi, ca Dumnezeu celor să vin părinți, povățuiți, să ajungem la unire credința cunoștință slavă tale și necrodiată, că binecuvântat ești în vieții vecilor. Amin. Doamne, miluiește, la Tatălui și Fiului Sfânt Duh, și acum scurea și vecii și amin. Și ea ce ești mai cinstită decât ierodii, și mai mărită fără de asemănare decât serafini, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine și-a cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim pentru numele Domnului, prea cu cernice Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte Atotputernice, Doamne Fiule Unului Născut, Iisuse Hristoase și Duhului Sfinte, o Dumnezeu putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și cu judecății care știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți ne închinăm, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm, Săgădan Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți ne închinăm, Săgădan Hristos, Împăratul Dumnezeu nostru. Dumnezeule, într-o numele Tău, mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă, Dumnezeule, auzi rugăciunea mea. Ia aminte cuvintele gurii mele, că străinii s-au ridicat împotriva mea și tare au căutat sufletul meu. Și n-au fost pe Dumnezeu înaintea lor, că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este strânitorul sufletului meu. Întoarce-vă cilerile vrăjmașilor mei cu adevărul tău, vii pierde pe ei de bunăvoie, voi jertfiți, e lăudat, în numele tău, Doamne, că este bun. Că din tot necazul mă îngăriți pe vrăjmașii mei, adevăritorul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu crește cu vedere ruga mea, ia aminte pe mine și mă ascultă, mâhnit mă în drumul liniștea mea și mamă. Tot burat de glasul vrăjmașul mi-e cazul păcătosului, că bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-am vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frică morții a căzut peste mine, teamă și cu tremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul ce-am zis. Cinema ta mi-a aricat de porumbi acasă, zbor și să mă odihnesc, iată m-a să îndepărtat puțin și m-a să lăsui în pustie. Așteptat-am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului de vipor. Risipește, Doamne, și împarte limbilor, că am văzut fără de lege de spinare în cetate, aceasta ziua și noaptea ocolesc zidurile ei. Iar în mijlocul ei răutate și nedreptate și n-a lipsit din ulițele ei ca mătășivit de sub. Vedem ar fi o cărere vrăjmașă, ar fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fărit împotriva mea, m-ar fi ascuns de el. Iar tu, omul, asemenea mie, că pe tine mea și cunoscutul meu, care împreună cu mie te-ai dus și de mâncări în casa lui Dumnezeu, am umblat în același gând. Să vină moarte peste ei și se pogoare, ia de vii, că vigleșul este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la miez. Spune, voi vesti-vă și vă auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi-vă Dumnezeu, cel ce este mai înainte de veci și va smeri pe ei. Că nu le este cu putință să se schimbe și de Dumnezeu nu se tem. Că-și ridică mâinile asupra prietenilor lor și-și calcă legătura ce au făcut cu ei.
Întinata legământului risipit a fost de mânia feței lui și s-a apropiat inimile lor. Mâiatul sau cuvintele lor mai mult decât untul de lemnul care le sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în viață neare dreptului. Iar tu, Dumnezeule, îi vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii, bărbații vărsători de sânge și vicleni. Nu vor ajunge la jumătate zilor lor, iar eu voi nădăjdui spre tine, Doamne. Cel ce locuiește într-o ajutorul celui preanalt, într-o acoperământul Dumnezeului cerului, se va sălășui. Va zice Domnul, sprijinitorul meu și scăparea mea, Dumnezeu meu, voi nădăjdui spre dânsul. Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor, de cuvântul vânător, cu spatele te va umbri pe tine și cu caritele lui vei nădăjdui. Ca oarbă te va înconjura adevărul lui, nu te vei teme de frică din noapte. De săgeala se zboară ziua de lucru, cel ce umblă într-un întuneric de molima ce pânt într-o amiază, că diavolul despre lacra ta 1010.000 de dreapta ta, doar de tine nu se vor apropia. Însă cu ochii te vei privi și răsplătirea păcătoșilor vei vedea, pentru că pe Domnul nădejdea mea, pe cel preanalt cu scăpare ție, nu vor veni către fierele și bătaie, nu se vor apropia de locatul tău. Îngerul să va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale. Pe mânti vor înălța ca nu cumva să împiede de piatră piciorul tău. Peste aspidă și vase, vei păși și vei călca peste lești, peste bălauri. Către mine a nădăjduit și-l voi zbări pe el, zice Domnul, voi acoperi pe el ca cunoscut numele meu. Se gavă către mine și-l voi auzi pe el, cu dânsul sunt în ecasă, voi scoate pe el să-l voi slăbi. Cu lungime de zile voi intra pe el și voi arăta lui mântuirea mea, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și-n vecii vecilor, amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule, aleluia, 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 slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Într-o naștere fecioarie ai păzit, într-o adormire a lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu născătoare, mutatu-te la viață, fiind Maica vieții. Și cu rugăciunile tale zbăvii din moarte sufletele noastre, și acum și pururea și-n vecii vecii, amin. Neavând îndrăzneală pentru păcatele noastre cele multe, tu pe cel ce s-a născut din tine roagă-L născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului, nu trece cu vedere rugăciunea păcătoșilor prea curate, că milostiv este și poate să mântuiască și El ce-a voit atotimii pentru noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Să prin iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ne ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, punea noastră cei toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi te-am greșit tot noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel viclean. Toată este împărăție, potire și slavă Tatălui, să fie Lui și Sfântul, după cum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe născătoare de Dumnezeu, cea într-o rugăciune adormită și într-o folosință nădejde neschimbată, mormântul și moartea nu au ținut-o, căci ca pe Maica vieții. La tine, la viață, ai mutat-o, cel ce s-a sălășuit în pântecele cel pururea, te ceresc. Doamne, miluiește, 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 Doamne, miluiește.
Господи помилуй, 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 Господи Cel ce-n toată vremea și-n tot ceasul în cer și pe pământ ești din nașii slăbii, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drept iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți cei la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasurile acestea. Și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre sfințește, trupurile curățește. Udite, îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfințul Tăi Vânzul ca prin mijlocirea lor și împărzit și povățuit să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii tale cele neapropiate. Păi binecuvântate ești în vecii vecilor, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pretine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului Preacuternice Părinte, binecuvintează. Amin. Dumnezeule și Doamnul puterilor, viitor a toată făptura care pentru milostivirea militare se vine asemănate, pe unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, l-ai primit prin mântuirea neamului nostru. Și prin cinstita crucea lui zate sub păcatul nostru l-ai rupt, și ai biruit într-o dânsul stăpânirile și puterile întunericului. Însuși, Stăpâne iubitorului de oameni, primește aceste rugăciuni de mulțumire și de cerere ale noastre, ale păcătoșilor, și ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcat, cea de tot pierzătoare și întunecată, de tot vrăjmașii văzuți și nevăzuți care caută să ne facă rău. Pătrunde cu frica ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gândurile. Și cu dorirea ta înfernește sufletele noastre, că spre tine totdeauna căutând și cu lumina cea la tine povățuind fiind, la tine lumina cea neapropiată și pururea viitoare privind încetată, mărturisire și mulțumire ție să înălțăm. Tatălui celui fără de început împreună unui a născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunul și din viață Păcătorul tău Duh. Acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin.
ce bucăm. Preasfinția voastră, dragul și bunul nostru stăpân, bine ați venit aici în grădina Maicii Domnului de la Movila pentru sărbătorirea și oficiere sfinte și dumnezeiești liturghii cu prilejul la 100 de ani de la Sfințirea Bisericii. Ne bucurăm nespus de mult că vă avem în mijlocul nostru, că vă rugați totdeauna pentru noi, că nu uitați de noi, că aveți grijă de noi, că ne povățuiți. Vă mulțumim pentru tot, vă mulțumim pentru prezența voastră. Vă rugăm să intrați cu bine, cu pace, să săvârșiți Sfânta și Dumnezeiască liturghie, să ne binecuvântați pe toți, să vă rugați pentru noi pe toți, să trăiți într-un mult și fericiți ani în alt preasfinții de stăpâne, Iscola Ătidescu. Oh.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și aici și veci. Să ne rugăm, Doamne miluiește, binecuvintează, preasfințite stăpânite mâine. Să se bucure sufletul tău de Domnul, că te-a îmbrăcat în Sfântul Mântuirii și cu haina te-a veselit, te-a împodobit. Doamne, mire, ți-a pus și cu lună și camerea, te-a împodobit cu Doamne. Totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor, amin.
binecuvântat este Dumnezeu cel ce încinge cu putere și făcutură pe care calea ta cel de Dumnezeu și cea de tare care așa e, așa e, dacă pun și cele nave de pune totdeauna acum și pune și veci. Faptele tale cele bune să preslavească pe Dumnezeu Tatăl nostru cel din ceruri, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Binecuvintează, Stăpâne! Binecuvintată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfânta Biserică aceasta și pentru cei ce credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru Domnul și Părintele nostru, prefericitul Mitropolitul Onufrie și pentru Domnul nostru, un alt presfințitul, Mitropolitul Miletie și pentru Domnul nostru, un alt presfințitul, Mitropolitul Longin și pentru Domnul presfințitul, Episcopul Siluan și pentru Domnul Presfințitului Episcopul Cleopa, pentru cinstită preoțime și Ceandru Hristos diaconime, și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru de Dumnezeu, păzită țara noastră, stăpânirea voastră și poporul ei, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântocașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscați și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdie și nevoia, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpână noastră, de Dumnezeu născătoare și curăvicioară Maria, cu tot sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toate slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează sufletea că pe Domnul și nu uita toate binefacerile.
Și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul ridică pe cei sus.
благодати, миром Господу помолимся. Заступись, и помилуйся, мой нас Боже, Твоей благодатью. Святую причистую и благословенную славную Владычцу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Да будучи битвами, Думицевейши, все славы нам Цам, Tată, Lui Fiului și Sfântului Duh, acum și pururiași în vecii vecilor. Рокол Бисеричий, în cinstea adormirii Maicii Domnului, din satul Movila protopopiatul Herța, ireul Igor, fiul lui Oleg Andronache, pentru slujire cu râvnă în sânul Bisericii Ortodoxe Ucrainene și pentru îndeplinirea tuturor cerințelor păstorești,
prin mijlocirea în alt preasfinției sale, în alt preasfințitului Melebie, Mitropolitul Cernăuților și al Bucovinei, cu binecuvântarea preafericirii sale, preafericitului Onufrie, Mitropolitul Chievului și al întregii Ucraine, se ridică în cinul de protoiereu. Domnului să ne rugăm! Stăpânii Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce dorit neamului nostru, preoția, ne îmbrăcat pe noi cu harul unui astfel de dar și de cinste, și ne așezat pe noi în destul de cucernici, ca în sfințenie să așezăm și să punem, să punem la slujire pe cei mai mici slujitori ai tainelor tale, însuți, îmbracă-și pe fratele nostru Igor și îl înfrumusețează pe dânsul cu bună cuvință ca să stea el întâi între preoții poporului tău și îl învrednicește și se facă plin pildă bună celor după dânsul, binevoiește ca nevlavi și în cinste să-și sfârșească viața într-o bătrânețe bune și pe noi pe toți, ca un Dumnezeu bun, ne miluiește că tu ești dătătorul înțelepciunii și pe tine te laudă toată făptura, în vecii vecilor, amin. Binecuvântat este Domnul, iată, s-a făcut robul lui Dumnezeu Igor, protoiereu al Sfintei Bisericii, în numele, în cinstele adormirii Maicii Domnului, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Oh,
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru, ți slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, Doamne, caută din cer și vei și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea.
și tuturor. Și Duhului Tău, înțelepciune, rochimind glasul al treilea, mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Iată, căutați pe smerenia roabei sale, că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Mărește sufletul al meu pe Domnul. Și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu. Înțelepciune. Din Epistola către Filipeni, Sfântul Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, gândul acesta să fie în voi, care era și în Hristos Iisus, care Dumnezeu fiind în chip, n-a socotit o știrbire a fi El, întocmai cu Dumnezeu, ci s-a deșertat pe sine, chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor, și la înfățișare aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, ascultător, făcându-se până la moarte și încă moarte de cruce. Pentru aceea și Dumnezeu l-a preanălțat și de-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume, ca într-un numele lui Iisus, tot genunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pământești și al celor de desubt, și să mărturisească toată limba că Domnul este Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl. Și Duhului Tău, aleluia, 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 glasul al optelea. Tatăl și chivotul Sfințirii Tale. Aliluia, aliluia, aliluia. Jurața Domnului David adevărul și noi va lepăda. Sfințite stăpâne, de binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Dumnezeu, pentru găcile Sfântului Săvitului și întru tot laudatul Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea sincerul și binevestești cuvânt cu putere multe spre împlinirea Evangheliei Vitului Său Fiu a Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin. Ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei, și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului,
asculta cuvântul lui. Iar Marta se silea cu slujire multe și apropiindu-se a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria partea cea bună și ales care nu se va lua de la ea. Și când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glas, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este peptul la care ai sub. Iar el a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Pe Duhului tău n-am vrut să-mi ține stăpânim. De tot sufletul și de tot cugetul nostru să zicem: Doamne, miluiește! Doamne, a tot stăpânitorule, Dumnezeu, părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește-ne pe Dumnezeu, iubite pe mare milă ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Și dorințele noastre pe fericitul mitropolitul Onofrie și pentru Domnul nostru în alt presfințitul mitropolitul Miletie și pentru Domnul nostru în alt presfințitul mitropolitul Longhi și pentru Domnul presfințitul episcopul Siloan și pentru Domnul presfințitul episcopul Cleopa și pentru toți frații noștri cei într-un Hristos. Încă ne rugăm pentru protoierea lui Igor împreună cu binecredinciosul satului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru te Dumnezeu păzită țara noastră, stăpâne și oastea ei, ca și noi într-o liniștea lor viață, lină și fără gălceavă, să viețuim într-o toată bună credința și curățenia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoții, romanachii, rodiaconi, diaconi, monași și monachii și pentru toți frații noștri, cei într-o Hristos. Cașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții frații noștri drepăritori creștini care odihnesc aici și pretutinde. Viața, pace, sănătate, mântuire, cercetare, lăsare și iertare păcatelor, robilor lui Dumnezeu, Noria Spitul și binefăcătorii Sfântului Locașului acestuia. Doamne, miluiește! 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 Doamne, miluiește!
de grab să le împrăști, ne rugăm ție, mult milostiv, Mântuitorule, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Și cu puterea ta să-l faci pe ea biruitoare, ne rugăm ție tot puternicem, Împărate, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru ca să cercetezi, să mângâi, să întărești și de săvârșit, să liniștești Sfântă Biserica ta, pe care să o păzești pe ea nevădămată și neclintită de toată rea întâmplare. Ne rugăm ție, tot puternice, Împărate, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! De grab să ne întâmpine pe noi îndurările tale, Doamne, că am sărăcit foarte, ajută-ne nouă și dorește pace bisericii tale cele sfinte, ca să nu rămână de ocară nici să zică cei ce ne-a supresc unde este Dumnezeul lor. Ne rugăm ție, mult milostie, Mântuitorule, auzi-ne pe noi și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc și cântă, și pentru tot poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeu nostru cel mare și mult milostiv, într-o umilință inimilor noastre ne rugăm ție, păzește sub acoperimentul milii tale, Sfânta ta biserică de toată rea întâmplare, și pe credincioșii să-i fii care ne plămâne necazuri, înconjoare până cu sfinții tăi îngeri, în toate căile noastre de toată suprire celor potrivnici, și nu ne lăsa biruți de fiul fără de legii, umplând de zile îndelungate, zătărie ca să împlim toate spre slava ta și spre binele sfinții tale biserici, noi bucurându-ne de tot binele trimis asupra noastră, prin purtarea ta de grijă în fiecare zi și ceas, te binecuvântăm, te preslăvim, recinzi numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rugați-vă ce chemați Domnului. Doamne, miluiește! Cei credincioși pentru ce chemați să ne rugăm ca Domnul să miluiască pe dânsii. Doamne, miluiește! Să înveți pe dânsii cuvântul adevărului. Doamne, miluiește! Să ne descoperi lor Evanghelia dreptății. Doamne, miluiește! Să urmească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolească biserică. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Doamne, miluiește! Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Să
sunteți chemați ieșiți. Ce chemați ieșiți? Cât sunteți chemați ieșiți. Ce chemați? Să nu rămână cât suntem credincioși, iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Căptiți cu bine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toate epache, mirăm Hospodă, pomolim-se-a. Doamne, miluiește! Să sfârșne mire, o spăsenii duși naše, Hospodă, pomolim-se-a. Doamne, miluiește! Всего мира, благостояния святых Божьих церквей, соединений всех, Господу, помолимся. Доми, милуй, во святом храме всеми с верой, благоговением и страхом Божьим, входящим в огонь, Господу, помолимся. Доми, милуй, избавитесь нам и всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Доми, милуй, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Доми, милуйеште. Мудрости. Ка суб стъпânirea Та, тодеауна фим пъзиции, слава са нълцам, Татălui și Fiului și Sfântului, деоакум și пурурea, și-n vecii vecilor.
biscop de Ghețe să domnească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna acum și pururea, din vecii vecilor. Evale nostru, Părintele nostru, prefericitul Lumbrii, Metropolitul, Sfântul Cantrii, Israel, pe Domnul nostru, înalt preasfințitul Meletie, Metropolitul Cernăuților și a Bucovinii, pe Domnul nostru, preasfințitul Longin, Metropolit de Banceni, pe Domnul nostru, preasfințitul Cleopa, Episcop de Novosulița, pe Protoireul Igor, cu creștinii ortodoxi ai statului acestuia, îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție sa, totdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Pe preasfințiți metropoliți, arhiepiscopi și episcopi ortodoxi, pe frații noștri, preoții, romonași, rodeaconi, deaconi, monași, monahii, tot clerul bisericesc, pe cei ce ne-au poruncit noi nevrednici, ne rugăm pentru dânsii, pe cei ce au dus și pentru care s-au dus aceste cinstite daruri, pe cei căzuți pe câmpuri de luptă spre apărare păcii drepte credințe, vasii всей православни християни, да поминет Господь Бога Царствие Своє, всегда ныне и присно, и во веки веков. Înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Aceasta și pentru cei ce credințe, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în drânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânie, primejdie și nevoie, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, ziua toată de Sfântă, Sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcat și de greșelile noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de folos,
preoților noastre și pace lumii la Domnul să cere. Celălaltă vreme vieții noastre în pace și într-o păcăință o săvârșit la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere neînfrântat în pace și răspuns bun la vrecoșătoare judecată a lui Hristos să cerem. Pe preasfântă, curată, pe binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și cu Vecioară Mărie cu Sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alte și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Împreună cu preasfântul și bun ședinea Pătătorul Totuc, acum și pururea cel vecii vecilor. Pe alții, ca într-un gând, să mărturisim. Pre Tatăl, pre Fiul și pre Sfântul Duh, pre Iena, cea de o viață și ușile cu înțelepciune să luăm aminte. Станем со страхом, волны святое возношение, в мире приносите. Harul Domnului nostru Iisus Hristos
și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Cântare de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertare păcatelor. Vezi într-o acesta tot, acesta este sângele meu alege cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Tvoiau, Tvoii, Tibe prinosea și o vse, Izasia. Amen.
mai ales pentru prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Picioara Maria. Doamne, pe Male Domnului și Părintele nostru, prefericitul în Umbrie, metropolitul Chivului și a întregii Ucraini, pe Domnul nostru înalt, presimțitul Mileti, metropolitul Cernăuțelor și a Bucovinei, pe Domnul nostru înalt, presimțitul Longin, metropolit de Banceni, pe Domnul nostru, presimțitul Cleopa, episcop din Usulița, pe care îi dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întregi, cinstiți, sănătoși, îndelungați în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Господи, господина преосвященнейшего Силуана, епископа Герсаевского, и Божедары святей Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долгоденствующа, правоправяща Слово Твоя истины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
ținit de nou cu o gură și o inimă a slăvit și a cântat preacinstitul și de mare cuvințatul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru aceste trei daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeu nostru, ceea ce le-a primit pe dânsile în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescu să jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să te trimite nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânie, primejdea și nevoia Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua Tău, desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Doamne, Doamne! Mila și iertare de păcatele și de greșalele noastre, la Domnul să cerem. Cele bune și de bolă și pace lor, la Domnul să cerem. Cealaltă vieții noastre în pace și într-o păcăță și la Domnul să cerem. Sfârșit creștine vieții noastre fără trăinii în frunt, în pace și în la fricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem. Unirea Cuvinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să dăm. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutizăm a te chipa pe tine, Dumnezeule cel ceresc, Tatăl și a zice... este împărăție și putere și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
sufletele voastre, Domnului, să le plecați. Iubirii oameni al unui născut Fiul Tău, care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și bunul de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preasfințite stăpâni, binecuvântați! Bună ziua la toți, stimați movileni! Vă salutăm din Republica Moldova. Am venit astăzi la această măreață și frumoasă sărbătoare a Maicii Domnului, cum este Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cât de frumos se spunem troparul, ceasul al șaselea, mult poate rugăciunea Maicii spre îmblânzirea Stăpânului. Astăzi, biserica prăznuiește, o venerează, o cinstește, nu cu cuvintele am de moarte, dar o venerează cu cuvintele de adormire. Pentru că ea a adormit întru Domnul, pentru noi toți cei care, fiecare din noi, dimineață, la amiază, seara, în caz de bucurie, în caz de necaz, fiecare din noi ajungem cu rugăciunile la Maica Domnului. Câte icoane ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, făcătoare de minuni, în întreaga lume sunt, pretutindenea, în toate chipurile, Maicuța Domnului este alături de Fiul Său. Cineva spunea căci, Doamne, cum poate să fie ea sfântă? Sunt cei care departe de credință, departe de Dumnezeu. Și cât de frumos spune un părinte al bisericii, oră un diamant poate să fie pus într-un inel simplu, tot se pune la același preț ca și diamantul. Nu a lăsat niciodată Hristos pe Maica Domnului. Necătând căci, după ce a fost înălțat la ceruri, ea a rămas cu Sfinții Apostoli, lăudând, întărind și ducând învățătura lui Hristos. Nu în zadar prorocița Ana i-a prorocit când a fost întâmpinat, adus în templu Hristos, când i-a spus, prin tine, Maică, va trece două bucurii. Prima bucurie va fi căci lumea îl va primi, iar a doua scârbă de durere, de jale, vei vedea umilirea
înjosirea, apoi răstignirea lui Hristos. Numai o mamă poate să înțeleagă ce înseamnă aceasta. O mamă care a crescut, o mamă care a iubit, o mamă care și-a dedicat tot sufletul, toată viața pentru copilul său. Și iată noi astăzi, nu numai în acest sat frumos, dar în întreaga lume, se prăznuiește această sfântă și măreață sărbătoare de adormirea Mântuitorului, Maicii Domnului. Iertați. Toți au venit, toți apostolii, și iarăși s-a împlinit acea prorocie când unicul care nu știa este Maica Domnului sau nu, a fost venerată, ridicată la ceruri și iată când au descoperit să vadă oare ce s-a întâmplat cu osemintele. Și când au destupat acel mormânt, au văzut că trupul Maicii Domnului a fost ridicat. Adică se spune într-o tradiție a Sfintei Biserici că Maicuța Domnului a fost luată de Fiul Său, așa cum s-a ridicat și Hristos la ceruri. Pentru fiecare din noi, dacă suntem creștini, dacă credem cu adevărat, nu numai cu numele, nu numai de zilele sărbătorilor, cum de multe ori, cu părere de rău, ne clasificăm, sunt unii creștini de Înviere și de Iordan și sunt creștini de toată Duminica, adică cei care frecventează mereu. Bineînțeles, trăim în timpuri grele. Timpuri grele din punct de vedere nu material, din punct de vedere spiritual. Fiecare din noi este ocupat, fiecare are grija sa, fiecare are drumul său. Lasă, mă voi ruga mâine, lasă, voi pleca la biserică altă dată. Dumnezeu vede, eu astăzi ori sunt obosit, ori sunt ocupat și tot așa de fiecare dată găsim prilej de îndreptățire. De multe ori creștinii întreabă, zic, Doamne, de ce Dumnezeu nu a avut de rugăciunile noastre? Și la această întrebare eu mereu le răspundea altfel, dar oare noi, toți împreună și eu, nevrednicul, noi de multe ori ne deplinim și facem ceea ce ne roagă pe noi Dumnezeu? Și atunci, da, părinte, așa și este. Noi ne-am deprins societatea noastră să ceară. Vreau, îmi trebuie, acum, tu mi-ești dator. Eu ce am făcut? Iată, am stat în genunchi, iată, eu am pus multe lumânări, am fost la 20 de mănăstiri într-o săptămână. Dacă nu-l întrebi, Doamne, dar ai făcut bunătate, cum trăiești cu fratele tău? Cum trăiești cu mama, cu tata? Cum trăiești cu aproapele tău? Ei, părinte, alea că-s certat. Da, eu o să-l iert. Acum n-am când. Când ultima dată ai fost la mormânt, la rudele tale, să-i pomenești? Părinte, am copii, am nepoți, trebuie să câștig bani. Și când încep a dezvălui acest dezmăț, a, părinte, știți că nu am când. Sunt ocupat, ocupat, ocupat. Nu în zadar, la fiecare liturgie, când se începe, se cântă toată grija cea lumească, acum să o lepădăm. Eu mereu, la creștinii mei, le spun, dragii mei, noi suntem ocupați cu cele pământești. Cât de puțin? Jumate de oră, o oră, dați-o Domnului. Uitați un pic de cele lumești, de cele ce ne înconjoară pe noi. Și să vedeți cum lucrurile de multe ori se schimbă. Pentru mine, sărbătoarea de astăzi, nicătând că ce este pe nou sau pe vechi, e sărbătoarea adormirii Presfintei Născătoare Dumnezeu. Pentru mine particular și personal, Maica Domnului foarte mult m-a ajutat. Eu în viața mea, dragii mei, am avut o cumpănă mare și credeam că, Doamne, s-a gătit, s-a terminat tot. Și știți, să mulțumim preotului duhovnic care m-a întărit și mă întărește mereu și în rugăciune, dar foarte mult m-a ajutat rugăciunile către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Nu a fost zi. Vă mărturisesc în față la toți, dimineața, de amiază, seara și noaptea, citeam Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
Să știți, dragii mei, minunea s-a săvârșit numai dacă omul crede. Dacă omul își lasă își gândurile, toate cărările sale spre pronie dumnezeiască. De tot aș spun pe mei movileni, așa vă spun, pentru că este prima dată în satul vostru, e ceva frumos, am înțeles că astăzi mai aveți o sărbătoare frumoasă, bisericuța aceasta împlinește 100 de ani. Eu vreau să vă fericit pe toți, de la mic până la mare, cu sfințirea lăcașului. Vreau să-l mulțumesc pe parohul, preotul vostru, preotul, părintele, protoiereu Igor, îl cunosc de mulți ani. Îi mulțumesc pentru invitație, căci astăzi am venit și suntem în locurile voastre. Vă dorim sănătate la toți, pace, binecuvântare, să vă fie copii sănătoși, să vă fie părinții, cei care sunt în călătorie, Dumnezeu să călătorească cu ei, celor bolnavi sănătate și celor care au grijă de bolnavi. Știți, eu de multe ori spun, noi ne rugăm pentru cei bolnavi și este bine, dar rugați-vă și cei care au grijă de bolnavi, la orfelinate, la spitale, pentru că și tot le trebuiește răbdare. Nu în ultimul rând vreau să nu uităm de rugăciune pentru cei care sunt în robie, care sunt în temniță, în surghiun. Foarte multă lume este furată, dusă, care nu mai știe de casa sa, de mama sa, pentru că sunt stăpâniți de oameni răi. Dragii și scumpii mei, aflându-mă în țara voastră, vreau să vă doresc sănătate, pace. Pace și încă o dată pace. Să se întoarcă toți feciorii voștri la casele voastre. Să știți că și nu este o zi. Eu vorbesc de mine, dar și toți preoții din Republica Moldova facem în toată duminică, dragii mei, și înlăcrimăm ceea ce se întâmplă în țara voastră. Dumnezeu să vă întărească și bunul Dumnezeu să audă rugăciunile, necât încă ce suntem răi. Eu mereu spun la creștinilor mei în parohie, cel mai rău sunt eu, eu sunt primul, eu sunt cel mai păcătos, eu sunt cel mai nevrednic. Părinte, de ce mă ta așa spui? Eu din mine răspund, eu mă știu pe mine. Eu n-am când a mele păcate să le plâng, să le spovedesc, să le mărturisesc. Așa este neputința noastră. Că dacă fiecare din noi ar conștientiza acest fapt, ar fi fost de altfel. Scumpii mei, cu sărbătoarea de astăzi, cu hramul bisericii, cu hramul satului, vă dorim pace, sănătate și binecuvântare. Vă salutăm din Republica Moldova. Iertați-mă! Iertați-mă!
Mântuiește Dumnezeule poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeieștele, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață făcătoarele, Înfricoșătoarele Hristos taine, cu vrednicie să-i mulțumim Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, Sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi și neșurii pe alții, și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă Ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Cel ce binecuvântează și te binecuvântează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjesc cu Tine, mă duci părul Tău și binecuvântează moștenirea Ta, plinirea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc plăbă case Tale, pe cei ce se primăresc și binecuvântează puterea Ta, nu lăsa pe noi cei ce ne dăjesc cu Tine, pace lumii Tale dăruiește, bisericii Tale preoților, slavă Tău poporul Tău, că toată darea cea bună și tot darul Sfântului Iisus este, pogorând la Tine, Părinte Luminilor, și Ție slavă și mulțumim și închină și înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Într-o roște
Și zi ai numit-o pe ea și noi, aceasta văzându-și pe soarele acestea prea strălucit în toată zidirea înnoindu, de să vii pe tine soarele adevărate zilei și lumina ta cea neînserată, cel ce prin fiul tău ai poruncit nouă, a noi firea noastră prin Sfântul tău Duh și prin darul acesta dreptății să strălucească soarele, iar zidirea toată să-ți primească noirea sa. Pe tine te rugăm și ție, necușerim prea bunului cuvântului Domnului și Dumnezeu nostru, caută cu ochii milostivi spre noi păcătoși și nevrednici robii tăi, care locuim în această casă cerească adevăratul jertfelnic al negreitii slavii tale și trimite pe prea Sfântul tău Duh peste noi și peste toată moștenirea ta, Duh drept înnoiește în inimii noastre și cu Duhul stăpânitor, întărește-ne pe noi pace și binecuvântare și conducătorilor noștri le dorește, iar celor care prin silința lor cu dumnezeiască dragoste a făcut zidirea aceasta și sfințește biserică și sfințirea bisericii, dă-le iertare păcatelor și toate cerile cele spre mântuire, deșteaptă spre lucrarea poruncilor tale și dă-le darul înnoirii Sfântului tău Duh, ca fără de o sândă să se închine ție, singur adevăratul Dumnezeu și unul născut Fiului tău, lui Iisus Hristos pe care l-ai trimis și prea Sfântului tău Duh, pentru rugăciune născătoare de Dumnezeu și Împărul Sfinților tăi. Amin. Thank you.